Constantin Ionescu și-a anunțat astăzi demisia din funcția de consilier municipal ca urmare a candidaturii la funcția de primar. Am demisionat din Partidul Național Liberal în 3 săptămâni, mi-a anunțat astăzi demisia din Consiliul Local, așa cum sunt trebuie legale. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare, pentru susținere și să vă doresc să vă rog. Constantin Ionescu nu va fi înlocuit, iar Consiliul Local va funcționa la ultima ședință rămasă doar cu 22 de consilieri. Însuși n-a fost nici solicitare de demisie, dânsul nu a fost demis de partid, nu partidul ne-a cerut să-l revocăm, dânsul s-a autosuspendat, și-a dat demisia din consilier. Legea îi putea permite, dânsul a considerat că legea nu-i permite și i-am spus că putea să rămână consilier, dar probabil că e o strategie de campanie. I-am salutat punctul lui de vedere, e un om corect și atunci am procedat ca atare. Deci, nu, luna viitoare vom funcționa cu 22 de consilieri din 23, vorum îndeplinit, nu sunt probleme. Constantin Ionescu a demisionat din PNL după ce a fost schimbat din funcția de candidat al partidului la funcția de primar.